trotuarele au ajuns în unele zone din Craiova să servească drept parcări pentru mașini. Cartierul 1 Mai este invadat de mașini parcate pe o parte și pe alta a străzilor. Pe străzile Dr. Ion Cantacuzino și Dr. Victor Gomoiu, ești obligat ca pieton să circuli pe stradă. Păi nu vedeți cum circulăm. Circulăm că nu avem ce face. Ne ferim de mașinile celelalte, ne ferim ca să nu ne calce. Este de mult situația asta? De când lumea și pământul. Cum reușiți să circulați pe stradă în condițiile în care trotuarele sunt ocupate de mașini? Așa, cum se vede. Asta este, nu mai ai loc să mai... Greu. Locuiți aici? Da, aici. Și e de mult situația aceasta? Foarte de mult. Suntem noi de aproape 20 de ani în Craiova și era la fel. Din lipsa trotuarelor ajunge să mergeți pe stradă? Din lipsa trotuarelor, pentru că sunt mașinile pe trotuare. Și ce credeți că trebuie făcut? Locuri de parcare. Nu este periculos să mergeți pe stradă? Ba da, este, dar ce să facem? Asta este problema. Copiii mici, cum credeți copiii că se descurcă? Mergem de mână cu ei și tot pe stradă, ocolim mașinile. Și pe strada Mareșala Verescu din cartierul Brazda lui Novac, situația este asemănătoare. Aici pot să circul în siguranță numai câțiva metri, pentru că trotuarele nu se întind pe toată lungimea străzii. Este mare problemă, chiar acum am o probleme. Au trecut două mașini la plantă, dacă nu mă băgam pe alee, eram lovit. Vă este teamă să vă lăsați nepoții să iasă singuri? Mai ales pe mici, ceva, nu ai curaj să-i lași nesupravegheați, că e foarte periculos.